Evaluare națională 2021, clasa 8 -a. Continuăm cu seria testelor de antrenament. În acest videoclip vom rezolva testul 5. Începem atunci cu subiectul 1 roman, cel de algebră, care este un subiect grila, așa cum ne-am obișnuit deja, și să vedem prima problemă. Rezultatul calculului 2 plus 3 ori paranteză 4 plus 5 este egal cu. Aici, bineînțeles, trebuie să fiți atenți la ordinea operațiilor și a parantezelor. Prima dată vom efectua paranteza, așa că voi copia totul neschimbat până la paranteză. 4 plus 5 este 9, deci am rezolvat paranteza. Acum trebuie să fiți atenți să rezolvați mai întâi înmulțirea, deci copiem până la înmulțire. 3 ori 9 este 27 și abia acum rezolvăm adunarea. 2 plus 27 este 29. Așa că am văzut răspunsul corect, este 29, deci vom încercui litera corespunzătoare răspunsului corect, așa cum este indicat aici. Doar litera să o încercuiți. Problema 2, știind că x supra 2 egal cu y pe 3, atunci rezultatul calculului 3x minus 2y este egal cu... În primul rând, cred că ați observat aici că avem o proporție și într-o proporție noi știm că produsul mezilor este egal cu produsul extremilor. Adică dacă înmulțim pe diagonală x ori 3 sau 3 ori x, trebuie să fie egal cu cealaltă diagonală cu y ori 2 sau 2y. Păi și atunci, dacă 3x este egal cu 2y, noi, dacă trebuie să calculăm 3x minus 2y, ele fiind egale, rezultatul va da 0. Deci, răspunsul corect ar fi A. Rezultatul este 0. Mai departe, la problema 3, suma numerelor întregi negative din intervalul deschis în minus 5, închis în 4, este egală cu. În primul rând, ce înseamnă interval deschis în minus 5 și închis în 4? Înseamnă toate numerele reale de la minus -5 la 4, dar fără minus -5, nu l conține pe minus -5, în schimb îl conține și pe 4, pentru că aici avem paranteză pătrată. Noi trebuie să luăm doar numere întregi negative. Adică și să facem suma lor, adică păi primul număr întreg negativ din acest interval este minus -4, cum am spus și mai devreme, nu putem să luăm pe minus -5, deoarece este paranteză rotundă. Un alt număr negativ următorul ar fi minus -3 apoi minus 2, apoi minus 1 și cam atât negative, pentru că în continuare ar urma 0, 1, 2, 3 și 4 ca numere întregi, dar nouă ni se cer doar cele negative și trebuie suma lor, deci de aceea am pus plus între ele. Dacă adunăm niște numere negative, regula spune că dacă numerele au același semn, se pune semnul lor și se adună doar modulele, adică 4 plus 3 plus 2 plus 1. Dacă le adunăm, obținem 10. Deci minus 10 va fi această sumă. Rezultatul îl încercuim atunci, litera B. Problema 4. Dintre numerele 2018 pe 2019, 2019 pe 2020, 2020 pe 2021 și 2021 pe 2022, cel mai mare este... Acum, aici, evident că să aducem la același numitor comun ar fi foarte complicat, pentru că avem numitori foarte mari și există mai multe metode de a compara niște fracții. O metodă cea mai folosită de voi este să aduceți la numitor comun, însă este clar că aici nu, nu putem aduce la același numitor și atunci încercăm să vedem cât lipsește fiecarei fracții să ajungă la un întreg, pentru că observăm că diferența între numărător și numitor este destul de mică la toate, deci aceste fracții sunt subunitare, toate reprezintă mai puțin de un întreg, dar să vedem cât le lipsește fiecarei fracții ca să ajungă la un întreg. Păi fracția 2018 pe 2019 mai lipsește 1 pe 2019 ca să fie un întreg la fracția 2019 pe 2020 îi lipsește 1 pe 2020, la următoarea îi mai lipsește 1 pe 2021 și la ultima îi lipsește 1 pe 2022. Pentru că dacă am adunat fiecare fracție de aici cu ceea ce îi lipsește, nu? de exemplu prima fracție 2018 pe 2019, dacă am adunat-o cu 1 pe 2019, ne-ar da, de fapt, 2019 pe 2019, adică un întreg. La fel și aici. Dacă adun asta cu asta, îmi dă un întreg și la fel și la celelalte. Și acum, va fi mai mare acea fracție la care îi lipsește cel mai puțin ca să ajungă la un întreg. Logic, nu? Păi care este cea mai mică fracție de aici? Cea mai mică fracție dintre acestea este cea care are numitorul cel mai mare, adică 1 pe 2022. Înseamnă că la ultima fracție lipsește cel mai puțin pentru a ajunge la un întreg. Înseamnă că va fi cea mai mare fracție, deci căutăm răspunsul corect atunci, litera D. Să vedem mai departe, la problema 5, 4 elevi au calculat media geometrică a numerelor 4 radical din 2 și 2 radical din 2 și au obținut rezultatele înregistrate în tabelul de mai jos. Păi să vedem atunci care ar fi rezultatul corect și apoi o să vedem care copil a răspuns corect. Media geometrică are următoarea formulă, radical din aur B. Adică va trebui să înmulțim cele două numere, radical din și sub radical să facem înmulțirea, 4 radical din 2 ori 2 radical din 2 sunt cele două numere. Dacă înmulțim, la radical se înmulțește și cei în fața radicalului cu cei în față și cei sub radical cu cei sub radical. Deci avem 4 ori 2, 8 și radical din 2 radical din 2 este radical din 4. Numai că 4 este un pătrat perfect. Radical din 4 înseamnă că este 2. Deci obținem atunci radicalul mare îl copiem 8 ori și în loc de radical din 4 voi pune 2. Egal mai departe, facem înmulțirea. Radical din 8 ori 2 este 16 și pentru că și 16 este un pătrat perfect, 4 la 2 este 16, radical din 16 înseamnă că este 4. Deci răspunsul corect ar fi 4. Vedem care dintre copii a răspuns corect și vedem că Ana a obținut rezultatul corect. Deci vom încercui litera corespunzătoare lui Ana, adică A. Trecem la ultima problemă de la acest subiect, problema 6. Ana are 14 ani, iar fratele ei are 10 ani. Ana afirmă că peste 3 ani suma dintre vârsta mea și vârsta fratelui meu va fi egală cu 27 de ani. Afirmația Anei este adevărată sau falsă? Păi să vedem. Câți ani, într-adevăr, vor avea cei doi copii peste 3 ani împreună? Pentru că zice suma vârstelor. Păi peste 3 ani Ana va avea cu trei ani mai mult, deci 14 plus 3, adică 17 ani va avea Ana, iar fratele ei, care acum are 10 ani, peste 3 ani și el va avea cu 3 ani mai mult, adică 10 plus 3, 13. Deci Ana va avea 17, fratele ei va avea 13. Suma dintre cele două vârste, suma, adică le adunăm, suma va fi atunci 30. 17 plus 13. Păi, și atunci afirmația Anei că suma lor este 27 de ani, evident, este falsă. Am terminat cu subiectul 1. Să trecem la subiectul 2, tot grilă, însă de geometrie. Prima problemă, în figura alăturată, este reprezentat un triunghi ABC dreptunghic în A, deci putem să și punem aici unghiul de 90 de grade, iar punctele D, E și F sunt mijloacele laturilor AB, BC, respectiv AC. Proiecția punctului E pe AC este punctul, acum noi știm că proiecția unui punct E, de exemplu, pe o dreaptă, pe dreapta AC, trebuie să fie piciorul perpendicularei, deci trebuie să ducem o perpendiculară din E pe dreapta AC, și, într-adevăr, o să cadă chiar în F, Aici avem un de 90 de grade pentru că EF este paralelă cu AB, fiind linie mijlocie, și atunci este, dacă am două drepte paralele, una din ele este perpendiculară pe AC, înseamnă că și cealaltă este perpendiculară. Deci, într-adevăr, F este perpendiculară pe AC. Deci, proiecția punctului E va fi F. Problema 2. În figura alăturată, dreptele paralele A și B sunt intersectate de secanta D, fiind evidențiate măsurile a două unghiuri de 35 de grade și 2x plus 5 grade. Valoarea lui x este D, deci observăm că în acest desen știm acest unghi de 35 și mai știm aici un unghi. Noi știm la două drepte paralele tăiate de o secantă se formează Diferite perechi de unghiuri congruente. unghiurile alterne interne sunt congruente, unghiurile alterne externe de asemenea sunt congruente și unghiurile corespondente sunt congruente. Însă cele două unghiuri pe care le știm noi aici, cel de 35 de grade și acesta care are 2x plus 5, nu sunt nici alterne interne, nici alterne externe și nici corespondente. De exemplu, unghiul acesta de 35 de grade am putea spune că este corespondent cu acest unghi. Ele sunt unghiuri corespondente, deci congruente, deci aici avem tot 35 de grade, deoarece se află de aceeași parte a secantei, unul este în exterior și unul în interior. Astfel de unghiuri se numesc corespondente. Dacă dreptele sunt paralele, noi știm că unghiurile corespondente sunt congruente. Și acum, dacă acest unghi are 35. Și aici, în partea cealaltă, avem 2x plus 5. Noi știm că de aici până aici avem 180 de grade. Adică dacă adunăm cele două unghiuri, adică unghiul care are 2x grade plus 5 plus unghiul de 35, deci cele două unghiuri adunate, trebuie să îmi dea 180 de grade. Și acum să vedem, rezolvăm această ecuație și aflăm practic cât este x. Păi vom avea atunci 2x. Plus 40 egal 180, trecem pe 40 în partea cealaltă, 2x egal. Aici vom scădea pe 40, adică 180 minus 40, 140 și dacă împărțim totul la 2, obținem că x este egal cu 70. Deci 70 de grade are x. Asta nu ni se și cere valoarea lui x. Căutăm aici litera corespunzătoare răspunsului corect și găsim că este litera C. Problema 3, în figura alăturată, este reprezentat triunghiul ABC cu unghiul ABC de 60 de grade, deci ABC, acest unghi are 60, apoi BAC, deci unghiul BAC are 40, deci acesta tot are 40 de grade, punctul D aparține dreptei BC, astfel încât distanța de la punctul A la punctul D să fie minimă. Noi știm când auzim de distanță minimă, imediat ne gândim la perpendiculară. Cine este distanța minimă de la A la dreapta BC? Păi este perpendiculară, deci AD nu poate fi decât perpendiculară pe dreapta BC, așa că putem pune aici unghiuri de 90 de grade. Asta înseamnă distanță minimă, să fie perpendiculară. Măsura unghiului DAC este egal cu... Să vedem care este unghiul care trebuie să-l aflăm. D, A, C. Deci acest unghi. Acesta va trebui noi să-l calculăm. Păi acum ne uităm la triunghiul B de A și observăm că deja în acest triunghi știm două unghiuri. Știm unghiul B de 60, știm aici 90, deci putem afla și acest unghi. Acest unghi atunci din triunghiul B de A din 180 cât au toate trei, scădem unghiul de 60 și de 90 și obținem că este 30. 180 minus suma celor două, 60 plus 90, ne va da 30 de grade. Și acum, dacă tot acest unghi are 40 de grade, din care noi scădem 30, obținem unghiul care se cere, adică unghiul DAC, 40 minus 30, va fi 10 grade. Deci aici vom avea înseamnă 10 grade, răspunsul corect este A. Problema 4. În figura alăturată este reprezentată schița unei foi de tablă în formă de pătrat ABCD cu AB de 2 metri. Deci știm latura acestui pătrat AB. Toate laturile, evident, vor avea 2 metri fiind pătrat. Un tinichigiu vrea să taie din tablă o bucată în, formă, în forma triunghiului PMC pe care îl vedem aici în imagine, unde punctul M aparține dreptei DC. Astfel încât area triunghiului BMC să fie un sfert din area pătratului ABCD. Și acum, de fapt, ce ne întreabă pe noi problema? Ne întreabă lungimea segmentului CM, adică această distanță. Păi, de fapt, noi trebuie înseamnă să spunem unde trebuie pus punctul M pe latura DC, în așa fel încât area acestui triunghi BMC să fie un sfert din area pătratului. Păi, dacă noi am construit aici, diagonala pătratului BD, noi știm că diagonala împarte pătratul două triunghiuri ABD și BCD care vor fi congruente, deci vor avea aceeași arie. Înseamnă atunci că aria fiecăruia dintre aceste triunghiuri, dintre ABD și BCD, va fi jumătate din aria pătratului. Dacă aria triunghiului BDC este jumătate din aria pătratului, unde trebuie să punem M astfel încât triunghiul BMC să fie un sfert din aria pătratului. Un sfert, de fapt, înseamnă jumătate din jumătate. Deci, practic, aria triunghiului BMC, noi vrem să fie jumătate din aria triunghiului BDC. Păi și atunci unde ar trebui pus punctul M? Ar trebui pus chiar la mijloc, în așa fel încât, practic, BM să fie mediana triunghiului BDC. Pentru că noi avem o teoremă care ne spune că mediana unui triunghi împarte triunghiul în două triunghiuri echivalente, adică două triunghiuri cu arii egale. Deci dacă M este aici la mijloc, atunci triunghiul BDM va avea aceeași arie cu BCM și anume jumătate din aria triunghiului BDC. Jumătate din jumătate înseamnă un sfert, deci atunci acest triunghi va avea aria un sfert din aria pătratului. Deci M trebuie pus la mijlocul laturii DC în concluzie. Latura DC având 2 metri, atunci fiecare din acestea trebuie să aibă un metru. Și atunci putem să răspundem la întrebare, lungimea segmentului CM este un metru. Problema 5. În figura alăturată, BD este raza cercului mare de centru B. Deci observăm aici că avem un cerc mai mare, BD este raza cercului mare, iar CD este 2 cm și reprezintă raza cercului mic, de centru C. Deci să punem pe desen atunci că CD are 2 cm, înseamnă că și CB va avea tot 2, pentru că dacă C este centru, CD și CB sunt raze în cercul mic. La fel și CE este tot rază în cercul mic, deci tot 2 cm. Acum, pentru că B este centru cercului mare și BD este raza cercului mare, păi atunci și BA este tot rază în cercul mare și va fi egală cu BD. BD are 2 plus 2, adică 4, BA va fi tot 4. Mai departe, punctele ABC și D sunt coliniare, E aparține cercului mic, astfel încât dreapta CE este perpendiculară pe dreapta AE. Deci CE și AE sunt perpendiculare, înseamnă atunci că AE este tangentă la cerc și se cere distanța dintre punctele A și E, adică acest segment, lungimea segmentului AE ne întreabă. Păi AE se vede că este o latură în triunghiul AEC care este un triunghi dreptunghic. Noi știm în acest triunghi dreptunghic cateta EC, mai știm și ipotenuza AC, care este 4 plus 2, adică 6. Deci știm două laturi, vom aplica teorema lui Pitagora pentru a afla latura AE, care este o catetă. Deci, dacă aplicăm teorema lui Pitagora, avem că AC la pătrat, ipotenuza la pătrat, este egal cu EC la pătrat, o catetă la pătrat, plus cealaltă catetă, AE la pătrat. Și rezolvăm aici. AC este 6 la pătrat, 2 la pătrat și AE nu-l cunoaștem. 36 egal cu 4 plus a la pătrat. Acum trecem pe 4 în stânga cu semn schimbat, egal cu a e la 2. de unde obținem că a e la 2 este egal cu 32 și atunci AE va fi radical din 32. Dacă îl descompunem în factori, se împarte la 2, obținem 16, iarăși la 2 împărțim, ne dă 8, împărțim la 2, ne dă 4, împărțim la 2, ne dă 2 din nou la 2 și obținem 1. De aici iese un 2 în fața radicalului, de aici mai iese un 2, iar acesta rămâne sub radical. Deci au ieșit afară 2 ori 2, adică 4 și rămâne sub radical 2. -ul. AE înseamnă că este 4 radical din 2 cm și atunci răspunsul B este corect. Și trecem la ultima problemă de la subiectul 2 roman. Problema 6. În figura alăturată este reprezentată o cutie în formă de cub ABCDEFCH, care are suma lungimilor tuturor muchilor egală cu 60 cm și se cere volumul cutiei. Acum, dacă suma lungimilor tuturor muchilor este 60, păi să vedem câte muchii sunt în total. Cubul are în total 12 muchi. Sunt 4 muchi jos la bază ABCCDDA, tot 4 și sus. Și mai sunt patru în lateral. A, prim, B, B prim, C, C prim, D, D prim. Deci 4 plus 4 și plus 4. Înseamnă că avem 12 muchi. Toate sunt congruente. Dacă suma acestor 12 muchi este 60, cum pot să aflăm o singură muchi, adică muchia latura cubului? Împărțim pe 60 la 12. Și atunci obținem 5. 5 cm înseamnă că are latura sau muchia cubului. Și acum putem afla și volumul. Volumul cubului are formula L la 3 adică 5 la 3 5 ori 5 ori 5 este 125 cm cubi. Deci răspunsul corect este C. Și trecem la subiectul al treilea. La acest subiect, atenție că am terminat cu partea de grilă și la subiectul 3 trebuie rezolvări complete. Deci toate problemele de aici încolo vor avea rezolvări complete. Subiect, problema 1. Radu a citit în prima zi 1 pe 4 din cartea pe care a primit-o de ziua lui de la Andreea. A doua zi citește 27 de pagini și constată că a citit jumătate din paginile cărții. Punctua. Este posibil să aibă 100 de pagini cartea pe care a primit-o Radu de ziua lui de la Andreea? Justifică răspunsul dat. Ați văzut că de obicei la punctua de la prima problemă avem de făcut... O verificare. Adică, și aici va trebui să verificăm dacă numărul acesta, 100, îndeplinește condițiile din problema noastră. Adică, dacă înlocuim în problema noastră numărul total de pagini cu 100, să vedem dacă obținem o relație adevărată. Deci, noi presupunem că are cartea într-adevăr 100 de pagini și să vedem ce obținem. Păi, în prima zi, a citit 1 pe parte din carte, adică din totalul de 100 de pagini. Deci, în prima zi a citit 1 pe 4 din, adică ori 100, apoi a mai citit și în a doua zi 27. Deci, adunăm prima zi cu a doua zi plus 27 și ar trebui să ne dea, așa cum se spune în problemă, după primele două zile, el constată că a citit jumătate din paginile cărții. Deci, noi, dacă adunăm prima zi, plus a doua zi, ar trebui să ne dea jumătate din toată cartea. Toată cartea, noi am zis că are 100 de pagini, jumătate înseamnă 100 împărțit la 2, deci 50. Și dacă această relație va da adevărat, atunci înseamnă că într-adevăr cartea poate să aibă 100 de pagini. Să facem mai întâi înmulțirea aceasta. Dacă la 100 punem numitorul 1, putem să simplificăm aici cu 4. Rămâne 1 și 25, atunci la numărător avem 1 ori 25, adică 25, iar jos la numitor 1 ori 1 care este 1, deci nu o să mai punem aici supra 1. Restul copiem plus 27 egal 50. Să facem și adunarea: 25 plus 27, aici obținem 52 egal cu 50. Ceea ce este fals. 52 nu este egal cu 50. Păi, și dacă am obținut ceva fals, înseamnă că cartea nu poate avea 100 de pagini pentru că am înlocuit numărul 100 în problema noastră și am obținut ceva fals. Deci nu poate să aibă 100 de pagini, punctul B. Determină numărul de pagini din cartea lui Radu. Deci acum va trebui să vedem exact câte pagini are cartea. Nu știm câte pagini are, așa că vom nota cu x acest număr. Deci, notăm cu x numărul de pagini. Am văzut că 100 nu poate să fie, dar să vedem cât este atunci. Păi, tot așa vom lua. Luăm prima zi plus a doua zi. Prima zi a fost 1 pe 4 din x, adică din numărul total, plus în a doua zi au fost 27 de pagini citite, și dacă adunăm tot așa prima zi, cât a citit în prima zi, plus a doua zi, trebuie să ne dea egal cu jumătate din toată cartea. Păi cât înseamnă jumătate din X, din numărul total de pagini? X supra 2 putem să scriem, asta înseamnă jumătate. Deci dacă adunăm prima zi plus a doua zi, obținem jumătate din toată cartea. Și acum să-l aflăm de aici pe X. Este o ecuație. Rezolvăm această ecuație aici, putem să punem un X supra 4 sau X supra 4 plus aici voi pune 27 supra 1 egal cu x supra 2. Aducem la numitor comun toată ecuația, aici o să amplific cu 4 și aici cu 2. Și atunci vom avea așa x plus 4 ori 27, 7 ori 4, 28 și aici 10, totul supra 4 egal cu 2x totul supra 4. Având același numitor 4 și în stânga egalului și în dreapta, putem să eliminăm numitorii înmulțind totul cu 4. Și rămânem cu x plus 108, copiem doar numărătorii, egal cu 2x. Și acum să separăm necunoscutele. O să mut acest x care se află în stânga, îl mutăm aici în dreapta cu semn schimbat. Deci 108 egal cu 2x minus x. Adică 108 egal cu, iar 2x minus 1x înseamnă 1x. Deci x, numărul de pagini, este 108. Deci cartea noastră are 108 pagini. Problema 2 se consideră expresia e de x egal cu x minus 1 totul la 2 minus x minus 2 totul la 2 plus 1 minus x totul la 2 și minus 2 minus x totul la 2, unde x este număr real. A punctul A arată că e de x egal cu 4x minus 6 pentru orice număr real x. Adică, practic, ce trebuie să facem aici? Să aducem expresia la o formă mai simplă, la cea mai simplă formă. Și acum, observăm că în această expresie, două câte două parantezele sunt identice, de fapt, x minus 1 totul la 2, este același lucru cu 1 minus x totul la 2, la fel cum și x minus 2 totul la 2 este același lucru cu 2 minus x totul la 2. Totuși ele nu se reduc pentru că au același semn. Primele au ambele plus și celelalte au ambele minus în față, deci nu putem spune că se reduc. Acum, dacă ați observat acest lucru că sunt identice, rezolvați în felul acesta. Dacă nu, nu este nicio problemă. Dacă nu ați observat, vom lua separat fiecare paranteză pe rând și o vom rezolva. Cred că ați observat că fiecare dintre ele reprezintă o formulă, și atunci să luăm separat fiecare formulă. V-am spus și în alte videoclipuri, este foarte indicat și la examen. Dacă observați într-o expresie mai multe formule, le luați separat, le rezolvați și abia apoi le înlocuiți în exercițiu. Deci, iau prima formulă, este formula A-B minus totul la 2. Păi A-B minus totul la 2 înseamnă A la 2, minus 2AB plus B la 2, adică X la doua. Minus 2AB, adică 2 ori x1, ori și plus b la 2, 1 la 2. Rezolvăm aici, facem calculele, avem x la 2, minus 2 ori x1 ori este minus 2x, și plus 1 la 2, adică plus 1. Luăm cealaltă formulă, x minus 2 totul la 2, și aici tot formula A minus b totul la 2, deci x la 2, minus 2 ori x2 ori plus 2 la 2. Facem calculele și obținem x la 2 minus 4x plus 4. O să observăm că următoarele două formule o să ne dea la fel ca și primele două, pentru că aici, chiar dacă avem inversat 1 minus x, care de fapt nu este același lucru cu x minus 1, totuși, dacă sunt la 2, veți vedea că vom obține același rezultat ca și aici. Să aplicăm și aici formula, tot a minus b totul la 2, doar că a este 1 și b este x. Vom avea a la 2, deci 1 la 2, minus 2 ori a ori b, 2 ori 1 ori x și plus b la 2, adică x la 2. Făcând calculele obținem 1 minus 2x plus x la 2, care într-adevăr este același lucru cu prima expresie pe care am obținut-o. Și la fel și aici, 2 minus x, totul la a doua, veți vedea că obținem ca și la a doua paranteză. Avem 2 la 2, minus 2 ori A ori B, adică 2 ori 2 ori x, și plus x la 2. Dacă facem calculele aici, vom obține 4. Dacă facem și înmulțirea din mijloc, minus 4x și plus x la 2. Expresie identică cu de la paranteza a doua. Și acum am rezolvat fiecare formulă pe rând, urmează să le înlocuim în EDX. de x. Nu uitați să puneți fiecare formulă într-o paranteză. Deci avem prima formulă, x la 2 minus 2x plus 1, o pun în paranteză, minus. Acum a doua formulă pe care am calculat-o aici, o punem în paranteză, x la 2 minus 4x plus 4, plus, Următoarea formulă, iarăși o punem în paranteză, 1 minus x totul la 2 ne-a dat atât, 1 minus 2x plus x la 2 și minus, ultima formulă, 4 minus 4x plus x la 2 E de x egal cu Acum observăm că a prima cu a treia paranteză sunt identice și ar fi de două ori paranteza, la fel și celelalte două, sau pur și simplu eliminăm parantezele, ținând cont, bineînțeles, de semnul din față. Prima paranteză are plus, deci nu schimb semnele, a doua are minus în față, deci vom schimba toate semnele. Următoarea paranteză are plus, nu schimbăm niciun semn, rămân la fel și la ultima iar avem minus, deci minus schimbă toate semnele din paranteză. Am eliminat parantezele și acum să restrângem termenii, termenii asemenea. Păi cei cu x la 2 observăm că x la 2 cu minus x la 2 se reduc, la fel x la 2 cu minus x la 2. Să vedem termenii cu x. Avem minus 2x cu minus 2x, asta înseamnă minus 4x și cu plus 4x se vor reduce. Deci aceștia 3 dau 0. Ce rămâne cu x? Singurul termen cu x rămâne aici, 4x îl copiem, 4x și acum termenii fără x, avem o dată plus 1, cu încă un plus 1 plus 2, minus 4 este minus 2 și cu încă un minus 4, minus 6. Deci 4x minus 6, exact ceea ce trebuia să arătăm că e de x este 4x minus 6 pentru orice număr real x. Și să trecem la punctul B. La punctul B rezolvă în mulțimea numerelor reale in ecuația. 2 minus EDX mai mic sau egal cu 0. Acum, în loc de e evident că vom pune forma simplă pe care am găsit-o aici, că este 4x minus 6. Deci vom înlocui atunci în această inecuație, în loc de e vom pune cât este e Deci 2 minus și neapărat în paranteză îl punem pe e 4x minus 6, atât am obținut, mai mic sau egal cu 0. Minusul din fața parantezei schimbă semnele, deci elimin paranteza și schimb semnele, minus 4x plus 6, mai mic sau egal cu 0. Și acum separăm termenii. Ce este cu x rămâne în stânga, restul vom trece în dreapta. Deci minus 4x rămâne aici, mai mic sau egal. Și pe 2 și pe 6 le voi trece în partea dreaptă cu semn schimbat. Adică minus 4x, mai mic sau egal cu minus 8. Și acum ar trebui să împărțim totul la ce este lângă x, adică la minus 4. Dar aici, atenție, la o inecuație. Dacă împărțiți toată inecuația la număr negativ, nu uitați să schimbați sensul inegalității. Din mai mic sau egal va deveni mai mare sau egal. Deci obținem atunci că x, nu mai mic sau egal, ci mai mare sau egal decât și să facem și împărțirea minus 8 împărțit la minus 4, păi minus împărțit la minus este plus, 8 împărțit la 4, 2. Și cum scriem soluția? Pentru că la inequații trebuie să vedem în ce mulțime, în mulțimea numerelor reale, trebuie rezolvată inequația. Păi ce numere reale sunt mai mari sau egale cu 2? Dacă spunea naturale, de exemplu, luam 2, 3, 4, 5, 6 și așa mai departe. La fel dacă spunea întregi. Dacă zice numere reale, înseamnă că luăm absolut toate punctele de pe axă, deci va fi un interval. Și atunci scriem că x aparține intervalul lui 2 închis la plus infinit, adică toate numerele de pe axă mai mari sau egale cu 2. Deci tot ce este în dreapta lui 2 pe axă, tot ce este mai mare ca 2. Și punem paranteză pătrată deoarece avem și egal. Și să vedem punctul 3. Se consideră numerele reale A egal și B egal. La punctul A arată că A egal cu 16 supra 15. Păi să luăm atunci pe A. 1 pe 3 plus 1 pe 5 împărțit la 1 pe 2. În paranteză avem o adunare de fracții. La adunare trebuie să aducem la același numitor. Numitorul comun ar fi 15 și atunci prima fracție o amplific cu 5, și a doua cu 3. Obținem atunci 5 pe 15 plus aici, dacă amplific cu 3, 3 pe 15. Restul copiem neschimbat și acum putem să facem calculul din paranteză. Adunăm doar numărătorii, numitorul rămâne neschimbat. Nu mai punem paranteză 5 plus 3, 8, supra numitorul comun 15, împărțit la 1 pe 2. Să ne amintim cum se face împărțirea. Prima se copiază neschimbat și o înmulțim cu inversa celei de-a doua. Și acum, pentru că nu se poate simplifica nimic, înmulțim numărător cu numărător și numitor cu numitor. 8 ori 2, 16, 15 1, 15. Și am obținut exact cât se cerea A egal cu 16 pe 15. Iar la punctul B se cere să arătăm că A este de 16 ori mai mare decât B. Iar numărul B îl avem aici, o să-l copiem. B este egal cu 1 pe 2 pe lângă 1 pe 3 minus 1 pe 5. Deci 1 pe 2 pe lângă 1 pe 3 minus 1 pe 5. Așa că îl vom calcula pe B și după aceea să arătăm că, într-adevăr, A este de 16 ori mai mare decât B. Aici va trebui să facem calculul din paranteză. Este o scădere, la fel ca și adunarea. Și adunarea și scăderea se rezolvă aducând la același numitor. Numitorul comun va fi tot 15, așa că prima fracție o amplific cu 5, a doua cu 3. Deci obținem 5 pe 15 minus 3 pe 15 dacă amplificăm, adică 1 pe 2 ori și făcând scăderea la numărător 2 supra 15. Iar la această înmulțire, că acum avem o înmulțire, putem să simplificăm 2 cu 2 rezultatul va fi 1 pe 15. Deci am găsit pe B. Și acum cum arătăm noi că A este de 16 ori mai mare decât B? Asta înseamnă că noi trebuie să arătăm că A este de 16 ori mai mare ca B, adică 16 ori B. Asta va trebui noi să arătăm. Deci verificăm dacă A este egal cu 16 ori B și înlocuim. În loc de A, l-am găsit pe A că este 16 ori 15, Egal cu 16 ori, și în loc de B vom pune 1 pe 15. Și, într-adevăr, dacă facem aici înmulțirea 16 pe 1 ori, 1 pe 15, o să obținem că 16 pe 15 egal cu 16 pe 15. Deci, adevărat. Scriem atunci că rezultă că A este egal, într-adevăr, cu 16 ori B. Problema 4. În figura alăturată este reprezentată schița unui teren agricol în formă de dreptunghi ABCD cu AB 600 de metri, AD 400 de metri. Punctul E este mijlocul laturii AB, F este mijlocul laturii CD și M este mijlocul segmentului CE. Deci să punem atunci că toată latura AB are, 400, are 600 de metri, AD are 400 și punctul E este la mijlocul laturii AB, iar F la mijlocul lui CD, dar pentru că AB și CD sunt congruente, tăiem toate, cu două, toate le putem tăia cu două liniuțe, și mai știm că M este la mijlocul lui CE. Tăiem aici cu o singură liniuță. Punctul A arată că perimetrul dreptunghiului ABCD este egal cu 2000 de metri. Asta este foarte ușor de arătat, că perimetrul, perimetrul unui dreptunghi este 2 ori lungime plus 2 ori lățime. În cazul nostru avem 2 ori AB plus 2 ori lățime, adică AD. Și să înlocuim. 2 ori 600 de metri plus 2 ori 400. Mai întâi facem înmulțirile. 2 ori 600, 1200, iar 2 ori 400, 800. Dacă facem și adunare, obținem exact cât trebuie, 2000 de Metri. și am arătat că perimetrul dreptunghiului este egal cu 2000 de metri. Și trecem la punctul B atunci. Arată că aria patrulaterului AEMF este de 3 ori mai mare decât aria lui CFM. Cum arătăm noi că aria patrulaterului AEMF, acesta, este de 3 ori mai mare decât aria triunghiului CFM, acest triunghi? Evident, putem și să calculăm aceste arii și să vedem dacă aria acestuia este de trei ori mai mare decât a triunghiului. Sau putem să observăm, de exemplu, că aici avem un paralelogram. Se formează AECF, un paralelogram. Este destul de ușor de arătat că este paralelogram, deoarece AE și CF sunt și paralele și congruente. Deci, avem un paralelogram. Apoi, dacă noi exprimăm aria acestui triunghi în funcție de aria paralelogramului, la fel și aria patrulaterului, tot în funcție de aria acestui paralelogram, o să ne iasă că, într-adevăr, patrulaterul are aria de trei ori mai mare decât a triunghiului. Păi hai să vedem cum putem face acest lucru. Dacă unim aici pe F cu E, această diagonală, a paralelogramului, împarte paralelogramul nostru în două triunghiuri, triunghiul AEF și CFE, care sunt congruente, deci au aceeași arie. Înseamnă că ambele triunghiuri vor avea aria jumătate din aria paralelogramului. Iar triunghiul CFM, pentru că FM este mediană în triunghiul CFE, noi știm că mediana împarte un triunghi în două triunghiuri cu arii egale, echivalente. Deci aria triunghiului CFM va fi jumătate din aria triunghiului CFE, care la rândul ei e jumătate din aria paralelogramului. Păi jumătate din jumătate înseamnă un sfert. Înseamnă că aria triunghiului CFM este un sfert, o pătrime din aria paralelogramului. Evident, ce rămâne, adică acest patru later AEMF va avea aria ce-a rămas? 3 sferturi, adică 3 pe 4. Și dacă patrulaterul are area 3 pe 4 din aria paralelogramului, iar triunghiul 1 pe 4 din area paralelogramului, de aici va rezulta că patrulaterul are aria de 3 ori mai mare decât a triunghiului. Vom scrie toate aceste lucruri, deci mai întâi arătăm că AECF este un paralelogram și apoi exprimăm ariile triunghiului și patrulaterului în funcție de aria acestui paralelogram. Deci începem atunci și scriem că AE este paralel cu CF, știm acest lucru deoarece ele sunt parte din laturile dreptunghiului, mai știm că sunt și egale, AE egală cu lungimea lui CF, adică cu jumătate din AB, se dă în ipoteză și atunci rezultă că AE CF este un paralelogram. Atunci, dacă este paralelogram, diagonala lui FE Va împărți paralelogramul în două triunghiuri cu arii egale, adică aria triunghiului AEF va fi egală cu aria triunghiului CFE și egal mai departe cu jumătate din aria paralelogramului, din aria lui AECF, supra 2. Bun, acum am zis așa, pentru că FM este mediană. Noi știm că mediana împarte triunghiul în două triunghiuri cu arii egale, două triunghiuri congruente. Deci aria triunghiului CFM este egală cu aria celuilalt triunghi FME și, bineînțeles, ambele vor avea aria jumătate din aria triunghiului CEF sau ECF. Bun, dar acest triunghi ECF, noi am zis că are aria jumătate din aria paralelogramului. Deci putem scrie egal mai departe cu jumătate din jumătate, adică un sfert. Deci asta înseamnă un sfert, adică o pătrime din aria paralelogramului AECF. Înseamnă că triunghiul CFM are un sfert din aria paralelogramului și atunci patrulaterul care rămâne, adică Aria lui AEMF, acest patru va fi aria paralelogramului AECF minus aria acestui triunghi. Aria triunghiului CFM. Adică, dintr-un întreg, dacă scădem o pătrime, rămân 3 pătrimi, deci 3 pe 4 din aria lui AECF. Și acum, dacă triunghiul CFM are aria un sfert din aria paralelogramului, iar patrulaterul nostru are aria 3 sferturi, 3 pe 4. De aici rezultă că patrulaterul AEMF, deci aria lui AEMF, este egală cu de 3 ori aria triunghiului CFM. Din aceste două relații, relația 1 și 2, rezultă acest lucru și am arătat ce se cerea. Și acum să vedem punctul 5. În figura alăturată este reprezentat triunghiul ABC dreptunghic în A, iar punctul M este proiecția punctului A pe BC. Dacă este proiecție, înseamnă că avem aici perpendicular. Asta înseamnă proiecția unui punct, piciorul perpendicularei. Lungimea segmentului BM este 16 cm, iar lungimea lui CM este 4. Deci BM este 16 cm, CM 4 cm și unghiul A de 90 de grade pentru că este un triunghi dreptunghic. Arată că AM este 8 cm, adică aici avem foarte ușor de văzut, avem un triunghi dreptunghic, știm cele două proiecții, proiecțiile catetelor pe ipotenuză și ni se cere înălțimea. Cel mai simplu ar fi să aplicăm teorema înălțimii în triunghiul ABC, care este un triunghi dreptunghic. Și atunci, ce spune teorema înălțimii? Înălțimea la pătrat este egal cu proiecția 1 ori proiecția 2. Înălțimea este AM la 2 egal cu cele două proiecții, sunt CM și MB. Ele sunt proiecțiile catetelor pe ipotenuză, CM ori MB. Înlocuim 4 ori 16, adică AM la a doua este egal cu 64, de unde aflăm pe AM ca fiind radical din 64 și pentru că 64 este pătratul lui 8, deci 8 cm are AM. Și acum să vedem la punctul B. Demonstrează că perimetrul triunghiului ABC este mai mare decât 44. Pentru a afla perimetrul acestui triunghi, va trebui, evident, să știm toate laturile. Păi latura BC foarte ușor de aflat, 4 plus 16, deci aflăm mai întâi 20 cm, latura BC, și scriem atunci că BC se poate calcula din CM plus MB, adică 4 plus 16, deci 20 cm, o latură știm, și celelalte două laturi, AB și AC, care sunt catete în acest triunghi, se pot afla prin teorema catetei. Scriem atunci că aplicăm teorema catetei în triunghiul ABC. Ce spune teorema catetei? Spune că o catetă la pătrat, să zicem cateta 1 la pătrat, este egal cu ipotenuza ori proiecția sau ori proiecția 1. Cateta 1 o luăm să zicem AB, AB la pătrat e egal cu ipotenuza BC și proiecția lui AB este BM. Totdeauna proiecția este lângă cateta ei și atunci ori BM. AB la pătrat, adică rămâne așa, BC este 20, BM este 16. Aici vom face înmulțirea sau putem să extragem direct radicalul, 320, radical din 320 și dacă îl descompunem în factor pe 320, aici putem să punem 2 ori 5, 32 se împarte la 2, este 16 la 2, 8, 2, 4, 2, 2, 2 și 1. Adică o pereche de 2, încă una, încă una, iar 5 rămâne sub radical. Deci AB au ieșit 2 ori 2 ori 2, deci 8 radical din 5. Atâta este AB, 8 radical din 5 cm. Să vedem și cealaltă catetă tot cu teorema catetei putem, sau puteți și cu teorema lui Pitagora, deci aplic din nou teorema catetei în triunghiul ABC dreptunghic și avem cealaltă catetă, adică AC la pătrat egal cu ipotenuza BC ori proiecția ei, adică cealaltă proiecție CM. AC la pătrat este egal cu 20 ori 4, AC va fi radical din 80, și dacă îl descompunem și pe 80, se împarte la 2 sau putem să punem 2 ori 5 și am scăpat de 0, rămâne 8. Se împarte la 2 este 4, 2, 2, 2 și 1. Adică 2 de 2 ies afară, 2 ori 2, 4 radical din 5 cm. Acum știm toate trei laturile, putem să calculăm perimetru, care este suma celor trei laturi, AB plus AC plus BC. BC era 20, 4 radical din 5 și 8 radical din 5. Dar asta înseamnă, aici nu putem să adunăm decât cele cu radical, 4 plus 8, adică 12 radical din 5 plus 20. Asta așa va rămâne, centimetri. Și acum, acum, arătăm noi că perimetru este mai mare decât 44. Ca să arătăm că perimetru este mai mare decât 44. Screm aici, verificăm dacă, verific dacă, 12 radical din 5 plus 20 este mai mare decât 44. Acum, pentru că avem aici uh, plus 20 și nu putem să facem această adunare, vom scăpa de acest 20 scăzând din ambii termeni pe 20. Aici rămâne 12 radical din 5 mai mare decât 24, dacă scădem 20. Putem acum să și împărțim la 12, tot un part la 12 și obținem radical din 5 mai mare ca 2. Dacă introducem pe 2 sub radical, radical din 5 mai mare decât în loc de 2 schimb radical din 4, ceea ce este adevărat. Înseamnă atunci că într-adevăr perimetru rezultă, perimetru triunghiului ABC este mai mare decât 44 cm și asta se cerea uh, determinat. Să vedem acum la problema 6 și ultima problemă. În figura alăturată este reprezentată o prismă dreaptă ABCD prim B prim C prim D cu baza pătratul ABCD. Punctul O este intersecția dreptelor AC și BD. AB este 8 cm, AA prim 8 radical din 2. Deci latura bazei, baza este un pătrat, nu? are 8 cm, iar A prim, 8 radical din 2 cm, adică muchia laterală. Demonstrează că dreptele A prim C și AC prim sunt perpendiculare. Dreptele A prim C și AC prim sunt de fapt diagonale într-un later pe care ar fi bine să-l evidențiem. Este vorba de patrolaterul C C prim A prim care dacă noi am demonstrat că acest patrulater este pătrat, atunci ar rezulta imediat că diagonalele sale sunt perpendiculare, pentru că noi știm că la un pătrat diagonalele sunt perpendiculare. Cum am putea demonstra că el este un pătrat? Păi vom lua Așa, încet, pe rând. Adică prima dată arătăm că el este un paralelogram, apoi că este dreptunghi și apoi că are și două laturi alăturate congruente. Ca să demonstrez că este paralelogram, este foarte simplu. Iau aceste două laturi A prim A și C C, despre care știu că sunt și paralele și congruente și dacă două laturi opuse sunt paralele și congruente, evident, avem un paralelogram. Deci știm că A A este odată paralel cu C' prim C, apoi mai știm că sunt și congruente, deci a, lungimea lui A' A egală cu lungimea lui C' prim C, de aici rezultă că A, C, prim A prim este un paralelogram. Dacă demonstrăm că are și un unghi drept, atunci el va fi dreptunghi. Și are un unghi drept pentru că A prim A este perpendiculară pe tot planul bazei, deci este perpendiculară pe orice dreaptă din acel plan, inclusiv pe A, C. Scriem atunci pentru că A prim A perpendiculară pe planul bazei ABC și pentru că AC este inclusă în acest plan, de aici rezultă că A prim A este perpendiculară pe AC. Adică avem un unghi drept acolo și din faptul că e paralelogram și are un unghi drept, rezultă atunci că el este un dreptunghi. ACC prim A prim, dreptunghi. Dacă este dreptunghi, mai trebuie arătat acum că are și două laturi consecutive sau două laturi alăturate congruente și atunci va rezulta că e pătrat. Păi hai să vedem, o latură A, A o știm, dacă aflăm că și AC are tot 8 radical din 2 ca și A A, fiind alăturate, înseamnă că avem un pătrat. AC se poate afla foarte ușor pentru că el este diagonal în pătratul ABCD, care Știm formula diagonalei, deci scriem că AC este diagonală în pătratul ABCD. Rezultă că are formula L radical din 2, adică AC va fi egal cu 8 radical din 2. Latura este 8 cm. Deci rezultă că A prim A este egal cu AC. Și atunci, din relația 1, faptul că e dreptunghi. Și relația 2, faptul că are două laturi alăturate congruente, înseamnă că, deci din 1 și 2, avem înseamnă un, drept, un pătrat. Înseamnă că A, C, prim C este pătrat. Și pentru că e pătrat, diagonalele lui vor fi perpendiculare. Deci aici vom avea unghiuri de 90 de grade. Rezultă atunci că A prim C perpendicular pe AC prim. Ceea ce trebuia demonstrat. Și să trecem la punctul B, unde avem, din nou, eu am copiat aici, din nou desenul, ca să-l avem la îndemână. Și ce trebuie să facem aici? Să demonstrăm că dreapta OB' este paralelă cu planul A'C'D'. Dreapta OB', adică unim aici punctele O cu B' și trebuie să arătăm că este paralelă cu planul. A prim, C prim, D. Acesta este planul. Și noi vrem să demonstrăm că dreapta B prim este paralelă cu acest plan. Asta înseamnă că va trebui să găsim o dreaptă din planul galben cu care dreapta B prim O să fie paralelă. Așa demonstrăm că o dreapta e paralelă cu un plan. Acum, dacă ne uităm la dreptele pe care le avem deja construite planul galben, și anume a' C' sau C' D sau A' D, observăm că cu niciuna dintre acestea, dreapta B' O nu este paralelă. Deci va trebui să construim noi o altă dreaptă în planul galben cu care să putem demonstra că B' O este paralelă. Și dacă noi luăm aici mijlocul lui A' C', adică de fapt centrul pătratului A' B' C', D', adică notăm cu O prim acest mijloc, intersecția diagonalelor. Și acum dacă unim pe D O prim despre această dreaptă care este inclusă în planul galben, am putea demonstra că este paralelă cu B O prim. Cum? Păi putem demonstra că aici se formează un paralelogram. Și cum am putea demonstra acest lucru? Vom lua întâi tot D prim B prim B D, Arătăm că acesta este un paralelogram, pentru că asta putem arăta foarte ușor luând cele două muchii D prim D și B, B care sunt muchile prismei, deci sunt și paralele și congruente și dacă DBB prim D prim este paralelogram, înseamnă că și DO cu O B sunt paralele și apoi va rezulta că sunt și congruente fiind jumătate din diagonale. Și acum hai să scriem atunci, pentru că D prim D este paralelă cu B prim B, D prim D este și egală cu B prim B, înseamnă de aici că avem un paralelogram acolo. D prim B prim BD este paralelogram. De unde rezultă? Că laturile D prim B D prim B prim și DB sunt paralele. Dacă toată latura D prim B prim este paralelă cu DB, evident că putem lua atunci și o parte din ea, O prim B prim și DO sunt paralele. Deci rezultă că O prim B paralelă cu OD. Dar și O prim B prim și OD sunt jumătate din diagonala pătratului. Deci putem scrie atunci că O prim B este egală cu OD, ambele sunt egale cu jumătate din diagonală și atunci de aici rezultă dacă sunt și paralele și concurente, înseamnă că O prim B prim O D este un paralelogram. Dacă este paralelogram, înseamnă că celelalte două laturi O prim D și B prim O vor fi de asemenea paralele. Deci O prim D și B prim O sunt paralele. Și asta vroiam noi să arătăm. Deci scriem acum de la capăt de rând. Pentru că B prim O este paralelă, deci, cu O prim D. Și O prim D este inclusă în planul galben, planul A prim C prim D. Înseamnă că B prim O este paralelă atunci cu tot planul galben, A prim C prim D. Ceea ce trebuia să demonstrăm.